Primul meci este cel mai important, spun ruibiștii Timișoara, înainte de finala pentru locul 3 al campionatului. Asta deși la o săptămână distanță, studenții pot aduce ruibiului bănățean primul trofeu de după Revoluție, Cupa României. Păi nu ne interesează primul meci, terminăm, după care ne gândim la următorul meci. Sperăm să iasă toți jucătorii întregi, să nu mai avem accidenți, pentru că avem deja foarte mulți. Timișoara abordează fiecare meci cu cea mai bună echipă posibilă, așa că nu ne permitem să menajăm pe nimeni, nu ne stă nouă în caracter și nu, cu siguranță nu o să fie niciun jucător menajat. În finala Cupei României, Timișoara va căuta revanșa în fața Științei Baia Mare. Cele două echipe se pot studia reciproc sâmbătă, când maramureșenii joacă finala campionatului cu Steaua, imediat după partida Universității cu Farul. Păi știm deja cum joacă, am demonstrat la Baia Mare că suntem în urma lor doar cu două puncte. Sperăm să reușim să îi depășim fie și un punct. Finala Cupei României dintre RCM Universitatea și Știința Baia Mare e programată pe 3 decembrie la Alba Iulia.